Salut, prieteni! Bine ați revenit la Cariera Quest Hub, pe care doar ce am încheiat mai devreme în ultimul episod și acum începem noul sezon, sezonul 2. Da. Bine, sezonul 2. Sezonul 2 în care vom rupe tot, vom câștiga Europa League. Vom câștiga Premier League, Europa League, La Liga, Bundesliga, Champions League, Supercupa Europei, Cupa Euro, Cupa Mondială. Aleluia. Poftim! Aleluia. 100 de bețe Mbappé. Mbappé. Oh! Cavani. Da, am primit 100 de milioane așa de vară. Pentru transfer, nu că e frumos, n-am făcut nimic. Deci ați văzut că am început episodul cu greu meniu. Chiar n-am făcut nimic. Probabil fiindcă se vin mulți bani din Premier League, din drepturile TV și toate cele. Am primit 100 de milioane, care putem face diverse transferuri. Suntem în Europa League într-adevăr. Avem cu Bran. Asta e play-off-ul. Da. Suntem direct în play-off cu Bran. Okay. Se putea mai simplu de atât. Cu castelul nostru. Cu castelul Bran. Da. Bun. Bun. Hai să facem transferuri. Transferuri și mergi cu Spurs. Păi și Olanda? După aia avem cu Bran și... Olanda! Și și Man United. De bea în septembrie? Da. Ah, ok. Deci avem episod acum transferuri și Spurs. Avem Bran, Liverpool și poate încă un transfer. Și United. Uh-huh. Și după aia mare meci cu Olanda, cu România. Corect, da. Și Polonia. Tare. Bun. 96 de milioane, multe lucruri de făcut. Vreau să-l vindem pe Felipe, pune-le pe transfer list. Bine. Îl avem pe Bayram. Avem Bayram la echipă. Bayram. Păi cu Bayram. Facem Bayram, da. Cred că îl dăm pe Bayram. Nu! Bine, trebuie să avem Bayram. Afară Yarmolenko. Sau ăsta. Afară Yarmolenko. Da, afară! Bine, gata, l-am pus. Felipe. Afară Felipe. Gata, îl dăm pe 10 de milioane. Afară Lucas Perez. Bă, toți! Afară! Bine. Gata, Lucas Perez. Gata. Afară! Oh, ce trist e. Pune-l pe Perez. Dau afară asta ca văd. Very unhappy. Îi dăm afară pe ăștia. Și o să luăm un singur jucător, pe Mr. Champions League. Nu. Nu! Nu cred. Chiar? Mă gândesc. Mr. Ronaldo! Mai gândesc. Mr. Champions League o să zice în Europa League? Nu vreau, nu-mi doresc să-l am pe ăla vreodată. Advance. Ne cheamă să jucăm, bine să ne ducem aici, că sunt mai mulți bani, 1 milion în plus. Și da. E și în Germanica, da. La noi. Da. Fiindcă am o performanțe bune, ne-am mai dat bani, care speră că ne vor ajuta să ne îmbunătățim echipa. Și ASE. Adică Saint-Étienne. Adică ASE. Adică, da, unde ești tu la Master. Da. Da. Îl vor pe Masoacu, nu-l dăm. Prea mi s-a părut cam... Mister Champions League. Bine, facem ofertă lui Cristiano? Mă mai gândesc. Bine, stai să-l pun aici pe shortlist. Ar fi cel mai oribil lucru pe care aș putea să-l fac, eu nu-l suport. Îți dai seama de câte ori să zic eu Mister Champions League și asta. O să sparg monitorul. Are 34 de ani. 66 de milioane de euro valoare. Este golgheterul din ultimele 4 sezoane și câștigător de 4 ori la rând UEFA Champions League cu două echipe diferite. Lasă-mă în pace. Ok, pe lateral, pe cine mai putem să luăm? Pe lateral? Păi da, avem nevoie de pe cineva pe lateral. Mane? Sper să avem banii astea de Mane. Cum să n-avem, bă, avem 96 de milioane. Bătrân. Vertonghen la Dortmund. Și eu l-am luat la Dortmund. Ah, ok. Tare, nu? Dar n-ai cum. Mbappé. Ăla e... Record. Kylian. E valoare 104 bețe. Kylian. L-am pus. Kylian. Mbappé. Așa bun. Vrei să luăm pe Aubameyang? Nu. N-avem de ce. Ăsta e chiar bun. Joffrey. Ăsta e chiar bun. Și uite, e sub 50 de milioane. Clar. Condogbia e ce trebuie. E și din Republica Centrală Africană. Da. Păi. În momentul de față avem... 98 de milioane, mai vin câteva. Hai să vedem mai întâi dacă se vând câțiva jucători. O să simulăm toată această European International Cup. Fărtă pentru Reed, dar deja am acceptat una. Cum îl vrea și Southampton. Da, și accept și la asta, mare câte. O să plece. O să mai trească în fundaș central rezervă, că nu se știe. Vlad Chiricheș. Portar trebuie să mai luăm. Da. 3-1. Hagi, Felipe Anderson, Rashford. Unul dintre ei pleacă, sper. Sper să plece, du-te, ducă sar. Da, trebuie să mai vină ofertă pentru Felipe. Da. Oh! Da. Să luăm portar. Hai să-l vinde pe Fabianski, să luăm un portar. Hai să negociem. Ne întâlnim cu Ranieri și cerem 13 milioane pe
Fabianski. 12.200.000? Da. Ok, 12 milioane pe Fabianski și putem să luăm un alt portar. Vreau să vândă căcatul ăla brazilian mic prost. Uite-l! Wow! AC Milan! Eu negociez. Mai ții minte când am negociat? 100! Mai ții minte când am negociat cu AC Milan să plece la Cazet pe 90 de milioane? Du-te, Căline, dă-i! Ia, dă-l pe ăsta, hai! 100 de bețe! 100 de bețe! Nu o să cer 100 de bețe, că o să se supere. Da? Bine. Nu o să cer 100 de bețe, că o să se supere. Dar! Hai, Milan! Banii aia mulți, Milan! Vreți să vezi cum ne dublăm bugetul de transferuri? 88 de milioane pentru Felipe. 70, 10% să rămân close. Bagă, bagă. Călinul e la butoane. 84. Am scăzut 4 milioane, Călin, în aceste momente. 5 milioane. Rundele de negociere. 80. Afară, afară cu biticii. Mister Champions League, unde ești? Nu-l luăm pe Mister Champions League. E 90 de milioane. Mister Champions League. Da, dar are 34 de ani. Da, mai șcăm în două sezoane, probabil. Păi da, dar o să aibă 82 când terminăm alea două sezoane. Nu scade atât de mult. Ba da. Teo, trebuie să ne întărim echipa. Balbuena a plecat. Da. Am uitat! Nu! Oh, yeah! Echipa de acum. Nu cred. Echipa de acum arată așa. Olivier era acolo, mă, cum să-mi bea el acolo când ne-am venit. Tare. Nu mai trebuie să luăm pe nimeni. Bine, bine. Mamă, Ronaldo și Giru. Nu-l iau pe Ronaldo. Trebuie să rezist acestei tentații. Este o... A dat două! A dat două goluri! A dat două goluri! A dat două goluri! Cu Monian Gladbach! Bine, cum facem? Trebuie că Hagi nu se poate să fie titular. Trebuie unul puțin mai bun. Unul peste 80. Foden. Maximian ar putea fi Cam. Nu, Foden. Nu Foden, altul. Foden. Trebuie să luăm un jucător mai bun. Foden crește! Manager. Foden. Și Foden și Mane. Foden! Nu jucăm cu Mane pe Cam. Jucăm, dacă vrei să luăm Cam, luăm Cam. Da, e bun, Mane, Cam. Luăm Cam dacă vrei să luăm Cam. Dybala. Nu Cam. A, portar. Oh! Portar imediat, nu ca așa. Hai să-l cumpărăm pe... Yeah. Perin. Și o să fie probabil undeva pe la 40 de milioane. Mm-hmm. Un portar bun. Clar. 40 jumate pentru Perin. Da, au acceptat. 40, ok, o sumă bună. De ce, da. 90.000 de euro pe lună. Chiar mai puțin decât avea la Juventus. Da. Îi place la West Ham. Îi place. A venit Perin. Da. Signed the top player. Avem cu Porto. Meci de calificare mai departe, sper să-i batem. Dar le dă Olivier. Le bagă. Calculați-o și Mancă în Gladbach. Rashford, Hagi, se Maximin. Bravo, Hagi. Ne-am calificat mai departe în această competiție de vară. Milan. Sold the player. Da. Da. La revedere, Felipe Anderson. Și am primit și ofertă pentru Perez. Hai să-l vedem. Și mai bine. Și am avut ofertă și pentru Iarmolenko. O, 10 milioane. Pentru Iarmolenko primisem 17 sau ceva de genul. O, 20 de milioane o să fie Iarmolenko. Și putem să luăm pe Kondogbia în locul. A, da, să luăm și pe Kondogbia. Wow, 21 de milioane, Everton. Pleacă gigantul ucrainean. Da, care e left mid, for whatever. Așa. Și Perez, o să acceptăm. Da. E ok, 10.400.000. Încă 30 de milioane care o să vină. Uh-huh. Și e vremea pentru un transfer. Lionel. Messi. Este timpul. 5 baloane de aur. Și o să-l ia pe 6-lea anul ăsta. În realitate, da. Da, aici probabil Ronaldo va lua, pentru că a câștigat pe face Champions League cu 10 goluri marcate. În timp ce Barcelona n-a ajuns în finală. Vrei să facem ofertă la amândoi? Și să vedem cine cere mai puțin și vedem pe cine luăm. Păi da, nu ne vrește nimeni. Ofertă. Începem cu 100 de milioane. Nu cred că se supără, nu? 156. Nu. Și 5% să luăm close de parcă îl mai dăm. Da. 116. 300. Vor 146 de milioane pe el. 126. 125 de milioane.
O să gândească un pic. Pentru Messi, iar Cristiano Ronaldo, să-l vezi pe Cristi ce joacă la West Ham. Cristi la West Ham, l-am luat și la Ajax în bătălia carierelor. 80. 123, o să accept 100. Probabil. 94, 900. Trebuie să așteptăm și răspunsul pentru Messi. 95 de milioane. Trebuie să așteptăm și răspunsul pentru Messi, Teo. Unacceptable. Vor 150. Mamă, 25 de milioane de atal? Cât am dat pe el? 10. Am face... Nu, 20 am dat. A, da. Dar am face profit, că îl dăm cu 30 minim. Păi, cred că va trebui Mr. Champions League. Îmi pare rău, Călin, dar... Nu! E Ronaldo. Dar sunt mulți aia. De ce nu luăm pe altcineva? Bă, el e omul decisiv în Premier League. Nu, Pogba. A fost la United. Negocie. Nu! Vine Cristi să vorbească cu Cabral, Ibaka. A câștigat Liga de 4 ori, va câștiga Europa League, va câștiga Liga din nou și o să se retragă în glorie. Nu! Iată, Cabral în aceste momente n-a dat mâna cu Cristiano. Se vede că, mamă, agentul lui Ronaldo. Asta e, mă? Nu e... El e, da. El e, da? Ioan Becali, da. Vrea să fie crucial o să fie. Acum, contract pe... N-avem bani să-i dăm. A uitat să faci wage budget. Nu, se face automat acum. A, da. Numai că anul trecut. 3 ani? Da. Până la 37 de ani. Îi place Ronaldo, 3 ani. Joace în Premier League. Se uită puțin pierdut în aceste momente. Nu știe ce înseamnă că n-are clauză. Ce zici? Tu-l vrei. Tu-l vrei, nu eu. Tu-l vrei, nu eu. 300.000. Asta a fost anticlima. 25.000, 14 milioane de euro. 14 milioane de euro ca nu să... Nu o să dea 25 de goluri. În 3 ani. A, în 3 ani? Da. Știi că ai problema? Da, end negotiation. Nu. End nego... NU! Păi exact acolo ne-am întors de unde am plecat. Bă... Bine, mă, gata. L-am luat pe Cristiano Ronaldo la West Ham, am făcut-o, Căline. Vine să face cu Olivier Giroud și cu toată brigada. Și m-am schimbat și formația. Acum m-am jucat 4-2-2-2. Giroud va înlocui pe Benzema și îl va servi pe Cristiano Ronaldo acum. Exact, Real Madrid se reface Realul aici, nebun, la West Ham. O să fie o echipă care va câștiga Liga de 3 ori. Rashford de acest Gareth Bale. Oh, de Cristi. Nu că e frumos. Are 85 pace acum. Scade în pace. Dar cine are nevoie de pace? Are Maxim și Rashford. În spate. Paulista Diopat. Eu cred că trebuie să am un fundaș central mai bun. Ăștia au 82-79. Nu, trebuie să luăm CDM. Vrei să face Foden CDM? Nu, să luăm un CDM, asta clar. Dar și un fundaș ar merge, zic. Bine, debutul lui Ronaldo cu Milan, o echipă cu care a mai jucat. Da. La Juventus. N-a dat gol. Dar a dat Foden două. Bun. Probabil e primul meci, e mai da. Greu. Da. 40 de milioane, chiar bine. 82 OVR. Avem 72 de milioane acum. Da. O să oferim 30, o să ceară mai mult și poate ne înțelege. Super. Ok. E un preț foarte bun. Da. Pentru un jucător atât de OP cum e Kondogbia. Ca să fie alături de Ander Herrera sau Wilshere? Cred că Ander Herrera tot. Ander Herrera și Kondogbia. Fie mișto. Da, 77. Și a mărit și salariul. Kondogbia e fericit că a venit. Și finala 2-1. Dublă Rashford. Da. Da, n-a dat gol, cere 7 încă. Dar asta înseamnă ce traiectorie a carierei. Da, United, Real, Juventus, West Ham. Holland, transfer of... Uite. Tox broke down. Oh, lolo. Cineva îl vrea pe Saint-Maximin, Everton. 30 de milioane. Am putea să-l dăm și să luăm un super mijlocaș lateral. Lasă-mă. Aparent putem să luăm 50 de milioane pe... Lasă-mă. Pe... Mamă. Acum am avea doi Ronaldo, n-aș fi corect, că și asta și Cristiano s-ar... Corect. Un metru. 45 de milioane de euro pe Saint-Maximin. Tare.
Păi o să dăm un sim de asta până pe 8, înainte de meciul cu Everton. O să simulăm meciul cu Everton, jucăm cu Spurs și data viitoare jucăm play-off-ul Europa League, Liverpool, mai avem cu United, plus un alt transfer, probabil. Un ultim transfer de vară. Probabil, da. Poate pleci, Holland. Nu mai da, nu-l mai da, că mă enervez, pierdem timp. Bă, trebuie să se ducă la cineva, Florin, imposibil. Everton, primul meci din acest sezon, o să fie acasă, super. Și Cristiano Ronaldo, Olivier Giroud și el acolo. Este vremea unei prime victorii în fața propriilor suporteri contra aceste echipe de Everton cu Dinier, Bailly. A luat roșu Dinier. Iar Molenko a luat, da, hai, dacă nici acum, au un om în minus. E 0-0. Gol Cristiano, Mr. Premier League acum. Gata, e clar. Bine, Ronaldo. E singurul marcator al partidei. 1-0 prin Cristiano Ronaldo. Dacă nu era, nu băteam. Probabil a fost gol de ăsta. Centrare, gol cu capul. Probabil că era singur în careu și gen da. A driblat cineva. Dar cine e pe primul loc? Ăsta e. S-a jucat un meci. În... da, un singur. De ce n-a jucat nimeni? Ah, super. Dar la cine l-am dat pe Maximin? La Everton. A. A plecat Holland! În sfârșit, de câte ori am încercat să-l dăm, s-a înțeles cu unii, nu-mi dau seama cum. Bun, Spurs. Spurs. Tot pe Legendary? Nu. 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 Sigur? Sigur, hai, mă fut! Ultimate. World class. Eu vreau să mă simt bine. Da? Bine. Dacă mă fut. Dar cred că jucăm mai bine acum, avem jucători mai buni. Nu e adevărat. Opa. Bă, și pe World Class joacă bine. Te neba rău, ești nebun, eu ți-am zis. Da. Chiar joacă bine. Florenții, uf. Sunt multă lume, inclusiv eu, care spune că World Class e chiar mai greu decât Legendary. Ce? Pentru că pe Legendary țin foarte, foarte mult de minge, pe World Class atacă. Și. Cam ăsta-i vibe. Oh, nu. Son. Cu Harry Kane. E 1-0. Eris. Nu-i nimic. Nu-i nimic. Nu uita. Avem 3 puncte din 3. Timp este. Olivier. E Ronaldo. Hai, Ronaldo. Nu asta. Opa, Cristiano Ronaldo! Nu cred. Ce era tare. Era golul lui. Dar partea bună e că acum putem să centrăm. Este Cazaniga. Dar s-a rupt. Cine, mă? A, nu s-a rupt. Harry Kane. Bravo, Harry Kane. Goal getter. Mă-mi pare rău că n-a dat Ronaldo gol acolo. Băi, nu s-a terminat meciul. Da. Giroud. Centrează la Giroud. Sau Rashford. Gol, gol, mă, Marcus. Rashford face 1-1. Bravo, Marcus. Și a fost fază bună. E tare că acum avem și Ronaldo, Rashford, toți pot să dea cu capul. Exact. Din careu. Frumos. Bine. Cristi în centru, dă-i centrare. Ăla-i. Ronaldo. Mamă, am încărcat prea mult. Nu pot să cred. Opa. Oare? A, pe asta m-am băgat. Presiunea. Bun. De roade. Și este... Wow! Gol, mă! Mister da, Premier da, League. Da. Nu! S-a ridicat. Ah. Fă-siu. Fă-siu. Da, mă, si, fac, si. Ăla e. Ah, nu cred. N-am avut timp. Asta prea mă pe jos. Ok. Este 2-1. Dai seama câți oameni ar deveni ciocărari peste noapte. Iată, șut. Ronaldo! Bine. 3 goluri în 2 etape. Ia uite-l. nu poți. Dar nu ți-a nimeni, frate, nimeni. Ce nimeni. L-am lăsat. Wow. Zici că e Nicolae Robu. Cu colegii de la... 3!
3 goluri am dat. Poate, dar... Da, da. Se încheie. 3 la 1 victorie pe terenul lui Spurs. Și avem 2 victorii din 2 etape și un episod foarte bun. În care am făcut transferuri, am vândut niște jucători și avem 2 victorii. Pe Ronaldo. Am câștigat cupa aia de amicale, da? Nu? Și urmează Europa League Playoff. O să fie ciudat ca Mr. Champions League să vece în Europa League, în preliminariile Europa League. Se ruga acolo Aubameyang, l-ai văzut? Da. Asta da. E creștin, atacăm creștin. Da, cum ne place, da. Și aici se încheie episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați neapărat un like acolo, acest videoclip. Cam atât. Pa. Pa.